și în exclusivitate un interviu cu o româncă din Bihor de 20 de ani care s-a înrolat în armata israeliană și este chiar în aceste momente cam la 3 km de fâșia Gaza. Din fericire, când Hamas a atacat Israelul cu 5.000 de rachete într-o singură noapte și a răpit oameni, știți foarte bine, ea a fost în permisie, însă doi colegi de ai săi militari au fost uciși de teroriști și o femeie militară a fost răpită chiar în acele momente. Urmărim ce a declarat Hana Avram în exclusivitate la Antena 3 CNN. Sunt aproape de fâșia Gaza, între granița cu Gaza și Egiptul. Unde erați în ziua în care teroriștii Hamas au intrat în Israel? Am fost acasă și în permisie. Și când de dimineață, când am început să auzim ce s-a întâmplat, ne-au chemat înapoi în armată. Toți care erau acasă și oamenii care deja au terminat armata. Eu sunt... am emigrat cu părinții mei când am avut 10 ani și eu sunt evreică și aici și fetele sunt obligate să facă armata la 18 ani. Mai mulți prieteni de dumneavoastră au fost uciși de teroriștii Hamas în acele zile. Ce ați simțit atunci, dar și acum? Mă doare rău, dar dacă aș fi stat în cameră și aș fi plâns, nu aș fi ajunge niciunde. Așa că trebuie, chiar dacă e dureros să spun asta, dar trebuie să trec peste asta și o să-i țin minte întotdeauna. Să-mi apă țara. Știu cât de periculos este aici și cât de greu e să trăiești aici și vreau să mă apă țara. Cel mai greu. Să fiu departe de familie și de prieteni și de casă, dar ce mă ține aici sunt gândul că într-o zi o să mă duc acasă. Informația momentului președinte.